În lipsa unei farmacii în sat, Moș Ion din satul Piscărești spune că tratează răceala doar cu ceai din ierburi. O stibluie ca de asta. Mai mult? Ei, dacă faci mai tare, ia ca ceai de o stibluie de asta, ia așa, da? Ia ca așa. La un litru de apă. O fierbim ghinșor. Vrei cu zahar, vrei fără zahar. În aceeași situație sunt și mulți oameni din comuna Sârcova. Știți, mai mult ca bătrânii, mai mult cu medicamentul de acasă, că ceaiurile care din ierburile care pregătite din vară, pus pentru iarnă. Facem de este de casă, medicamente și ne sănătoșă. Nu toate bolile pot fi tratate însă doar cu ierburi și arifii de casă. Soluția în acest caz sunt șoferii microbuzelor de linie. Mai ales cum eu sunt bolnavă, de fiecare dată, știți, trebuie să ies la autobuz, să rog cineva, băi, de fiecare dată îți cumpăr medicamentele care le ai nevoie. Reprezentanții de la Asociația Farmaciștilor spun că într-un singur an numărul farmaciilor de la sate s-a înjumătățit. Nu se rentabile. A doua cauză este depopulația continuă a satelor. A treia cauză este lipsa în sate a cadrelor farmaceutice. La începutul anului 2011, în satele din Moldova activau aproape 320 de farmacii.